Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studiourile On Set. Nicolae Robu moare politic, dar nu se predă. După ce ne-a anunțat că un grup de neadaptați în comunitate, probabil în comunitatea de interlopi a lui Naslău, i-a dat șutul în fund democratic care l-a trimis acasă, astăzi a venit să ne spună că se simte bine în pielea domniei sale și nu are niciun regret. Doamne ferește! Zic asta nu pentru că am devenit eu prea credincios, dar Nicolae Robu ne-a spus că a avut o liniște dumnezeiască. Acum știți cum e cu liniștea asta dumnezeiască. Necunoscute sunt căile Domnului, așa au fost și căile votului și ați văzut ce bătaie cruntă a primit, au venit și rezultatele finale, aproape 50.000 de voturi Dominic Fritz, Nicolae Robu spre 28.000. Cam mare diferența. Slugile se retrag, unele cu demnitate, altele rămân pe poziții să ducă un război de gherilă. În PNL se ascund cuțitele și Alin Nica este pe punctul de a afla mâine dacă va fi sau nu președintele interimar al filialei. Între timp, la USR este agitație mare, asta pentru că partidul născut în Timișoara în urmă cu 4 ani a reușit niște rezultate incredibile. Este cea mai puternică filială după București. Acum rămâne de văzut când vor ajunge la guvernare după alegerile parlamentare cu PNL, căci așa se arată, câte posturi vor avea în viitorul guvern și dacă vor conta cu adevărat în deciziile pe care noul guvern de după alegerile parlamentare le va lua. Astăzi am 2 invitați. Și aș începe cu surpriza, cel puțin pentru mine a fost o surpriză acestor alegeri din Timiș și nu este Dominic Fritz din punctul meu de vedere, ci surpriza este cel mai tânăr primar din Timiș. Are 25 de ani și discutam înainte de emisiune, când eu mă apucam de presă, avea vreo 2 săptămâni. Andrei Tița, primarul ales al comunei Cenad. Bună seara, mă bucur să te cunosc, bine ai venit la Press Alert Live și felicitări! Mulțumesc, bună seara, bine v-am găsit! Greu? Aș spune greu, aș spune doar o campanie electorală dedicată în care susținerea familiei, a apropiaților, cât și a echipei județene USR și-a spus cuvântul prin acest rezultat. Și cel de-al doilea invitat, susținătorul oficial al lui Andrei Tița, președintele filialei USR Timiș și recunoscut de toată lumea artizanul victoriei de la Timișoara, dar și al rezultatului din Timiș. După mine, viitorul, unul dintre vicepreședinții Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș. Bună seara, bine ați revenit la Press Alert Live. Bună seara, bine v-am regăsit. Domnule Moș, n-a fost să ne vedem chiar în prima zi, după alegeri, dar joia trecută discutam și făceam pronosticuri. Niciunul dintre cei de la masă, era și Dominic Fritz, nu credea că bătaia primită de Nicolae Robu va fi atât de cruntă. Eu, sincer să fiu, am fost până în ultima clipă, până la primele numărători, până la primele, sceptic. Pentru că știam că Timișoara este întotdeauna imprevizibilă. Erau câteva semnale evidente, dar până n-am văzut, cum s-ar zice, voturile, n-am crezut. Ce credeți că a determinat această victorie zdrobitoare în Timișoara, ca să începem cu surpriza surprizelor? Din punctul meu de vedere, Timișoara, cum a arătat și la Revoluție, stă, clocotește și dintr-o dată se trezește și schimbă lucrurile. Asta s-a întâmplat la Revoluție, s-a întâmplat și acum. Și noi am spus, nu credeam
cu o zi înainte sau în ziua alegerilor că va fi scorul chiar așa de zdrobitor pentru domnul Robu, să-l zdrobim chiar așa pe domnul Robu. Nu credeam chiar așa, știam că vom câștiga, am simțit emoția pe stradă, că aia noi tot spuneam în intern, în echipă, ziceam, noi simțim emoția pe stradă, simțim că oamenii sunt lângă noi și nu trebuie să-i dezamăgim și dacă câștigăm trebuie să fim... Trebuie să facem tot posibilul să nu dezamăgim, pentru că am promis și trebuie să facem lucrurile pe care noi le-am promis și vom face aceste lucruri. Și mai mult decât atât, simțeam emoția pe stradă și până la urmă s-a confirmat. Cumva emoția noastră care am simțit-o alături de oameni, că aia, toată campania ne-a spus, suntem aproape de oameni, vom fi aproape de oameni și după alegerile locale, nu vom fi acei politicieni care se înschid în birou și am terminat și venim peste 3 ani jumate să cerem voturile. Nu, vom rămâne aproape de oameni, vrem să rămânem în contact cu oamenii și să vedem problemele de la firul ierbii. Bun, sunteți conștient ca președinte al USR cât de mare este așteptarea oamenilor din Timișoara și din Timiș? Da, da. Chiar povesteam dimineață cu o colegă care a venit, venea spre sediu și erau semafoare, stătea lumea la semafoare. Și colega este în Consiliul Local și zicea, ne dăm seama că dacă nu rezolvăm ceva, oamenii ne vor înjura pe noi. Cumva suntem conștienți că presiunea va fi, chiar ne dorim să fie presiunea asupra noastră, că trebuie să facem treaba, dar știm... că acest vot nu este un vot, da, nu este un vot câștigat, ci abia acum începe munca reală. Și sunt la fel de bine conștient cum eu și colegii mei vom fi cei care vom deschide birourile din administrație și probabil noi le vom închide și vom sta acolo și vom lucra să schimbăm cât de repede putem, cât mai mult din Timiș, Timișoara, Cenat. Bun, ca să ne întoarcem la Cenat, cum a ajuns un tânăr de 25 de ani să candideze? Adică, ce te-a mânat în luptă? Care e... chestiunea care te-a făcut să spui ok, intru să mă bat cu actualul primar, cu ceilalți candidați de la celelalte partide, că bănesc că prea multă expertiză politică nu aveai în spate. Nu, într-adevăr, nu am avut, însă sincer, am ales să nu mai stăm deoparte, am ales să ne implicăm. Eu, cel puțin, am organizat un târg de Crăciun în scop caritabil, a fost cu puțin timp în urmă. Oamenii au răspuns foarte frumos la acest eveniment. Am văzut că au avut încredere în mine și... Încet, încet s-au derulat și alte evenimente pentru ca mai apoi să-mi dau seama că dacă voi fi alături de o echipă competentă și potrivită, vom face un lucru bun în comună. La ora actuală, eu consider că echipa cu care am muncit ca să ajungem în acest loc a fost așa cum i-am dorit. Care au fost, hai să spunem, care au fost rezultatele? Ai câștigat cu câte voturi? 751. Cine a fost pe locul 2 și 3? Pe locul 2 a fost candidatul PSD și pe locul 3 fostul primar, 300, n-aș vrea să greșesc. Aproximativ. 70 și ceva, iar celălalt, adică fostul primar, 360 și ceva. Ce crezi că i-a făcut pe oameni să te aleagă? Ești tânăr, nu ai experiență de manager, am înțeles că ai terminat facultatea de drept. Da, m-am specializat și în administrație publică cu ajutorul masteratului de contencios administrativ și fiscal, dar nu cred că neapărat asta a fost chestiunea. Ce i-a făcut pe oameni să-ți acorde atâta încredere la 25 de ani? Au văzut că sunt ambițios. Sunt ambițios și cred că au văzut prin mine schimbarea pentru că niciodată nu am cedat, indiferent despre ce a fost vorba, am ridicat capul și am mers înainte. Probabil au existat niște vorbe că e un copil, că este prea tânăr, dar sincer... rezultatul, cred că își spune cuvântul. Adică... Evident, e un rezultat zdrobitor, mai ales față de fostul primar, practic a avut dublu.
Da, într-adevăr. Dublu ca număr de voturi, asta arată că lucrurile nu mergeau bine acolo. Da. Și te-aș întreba dacă au ieșit la vot tineri mulți sau iară știm că în mediul rural cei trecuți de prima tinerețe sunt cei care fac legea. Cum a fost de data aceasta? Eu zic că au fost și tineri, au fost și vârstnici care ne-au câștigat, cărora le-am câștigat încrederea, pentru că dacă ar fi fost numai tineret, noi cum suntem la graniță cu Occidentul, ca să spun așa, majoritatea sunt plecați dincolo și am primit foarte multe mesaje de susținere, dar îmi spuneau nu voi putea să te votez. Și nu a fost numai unul singur. De asta vă spun, eu consider, am văzut oamenii care au mers la vot, pentru că întreaga zi de duminică mi-am petrecut-o în stradă, la o distanță potrivită de secțiile de votare. Am văzut ce oameni au fost și clar nu au fost numai tineri. Le-am promis o schimbare în bine. Ca să fiu e concret. Un slogan. Concret. Da, asta concret? E concret. Ce înseamnă schimbarea în bine la CNED? Schimbarea în bine înseamnă o implicare mai amplă din partea administrației, în care nevoile oamenilor să fie pe primul loc. Și aici ne referim să atingem atât copiii, pentru că locurile de joacă, de pildă, în comuna noastră, sau mai bine spus, nu prea există locuri de joacă pentru copii, vârstnicii, vrem să-i punem și pe ei în mișcare, vrem să activăm. Mi se pare că suntem o comună în care merită să fie un pic mai... Când am ajuns în Cenad pentru prima dată, cred că am fost în campania nu știu câte ori în Cenad, am fost într-un parc de copii. Un parc fără niciun copac, un parc cu niște jucării vechi care era mai mult pericol, un parc care nu avea nici măcar iarba tunsă de nu știu când, da. Un parc care era plin de gunoaie. Deci vechiul primar nu știa nici măcar să facă mentenanța, dar să facă și niște investiții acolo. Și cumva, cred că cetățenii și din Cenad au fost revoltați pe ce se întâmplă și au zis... Da, și știm asta, știm că cetățenii și în Timișoara și în Cenad și în Dumbrăvița și în Foieni unde am câștigat primăriile și în tot Timișul unde am luat consilieri locali au zis da, vă dăm o șansă. Deci nu cred că cetățenii au zis gata, uitați, câștigați voi, a zis da, vă dăm șansa asta, exact asta am cerut, să ne dea o șansă să le arătăm cum se fac lucrurile altfel și că vom face lucrurile altfel și asta am primit. Bun, asta cu lucrurile altfel, până acum am avut foarte multe vorbe, de acum trebuie să veniți cu exact. Faptele. Și discutam și în campania electorală că între promisiuni și realizări e o distanță. Primul lucru pe care ne dorim și îl vom face este să scăpăm de acel slogan copile, cunoștințe și relații în administrațiile locale și județene. Să scăpăm de oamenii politic puși care nu sunt competenți pe funcțiile cheie și asta o menținem încă. Deci chiar dacă în campanie am spus asta, este cumva ține parte din coloana noastră. Vrem să avem oameni acolo competenți pe funcțiile respective care să-și facă treaba. Trebuie depolitizat, trebuie să schimbăm modul în care se face administrație. Dacă noi reușim să facem asta, atunci cumva Timișul, Timișoara, Cenad vor arăta complet altfel. Bun. Vorbeam la început că sunteți cea mai puternică filială după București. Care sunt cifrele? Ați reușit să faceți să închideți județul ca și date la nivel de partid? Încă se numără, dar la nivel de partid în Timiș avem cel mai mare rezultat USR Plus din toată țara. Adică, concret, peste 55.000 de voturi și aici putem compara inclusiv cu județele unde s-a făcut alianță cu PNL. Deci suntem ca și județ. Bine, știm și un județ mare. Da. Suntem ca și cei mai performant. Câți consilieri locali? 135 de consilieri locali și 4 primari. Și toți acești oameni cumva... Plus consilieri județeni. Consilieri. 10 consilieri județeni și... cumva toți acești oameni intră în administrația locală și vor schimba. Da, și am spus de atâtea ori. Da, au fost primari în funcție care au venit dinainte...
de a începe campania să vină spre noi, că vor veni cu voturi. Am zis nu, noi mergem singuri, vrem să demonstrăm oamenilor și sunt convins că în momentul în care vom demonstra, vom da exemplu și altor comune, altor localități, altor orașe din Timiș și vom arăta că se pot face lucrurile altfel. Bun, aș întreba acum la Senat, care e alianța care se face? Consiliul local, câte voturi ați? Câte avem locuri aveți? Avem 6 consilieri. Din câți? Din 13. Aproape jumătate. Vă lipsește un vot pentru majoritate simplă. Aproape jumătate. Liberalii câte au? Exact 3. PSD 3 și UDMR 1. Deci aveți cu cine să faceți liniștit alianță? Da. Veți face cu PNL? Nu aș putea să vă dau încă un rezultat concret, pentru că am discutat, dar încă nu am ajuns la un răspuns concret ca să pot să vă dau răspunsul. Bun, va intra Cenadu în pachetul de negociere mare dintre USR și PNL, USR Plus și PNL, asta pentru că Alinica spunea că vor exista discuții și negocieri, își dorește să existe negocieri atât pentru primăria Timișoara, cât și pentru Consiliul Județean și celelalte localități din județ. Da, asta am convenit și cu Alin, am vorbit și aseară cu el și am convenit că da, vom avea discuții pe tot județul, vom avea discuții pentru majorități în toate UAT-urile unde avem consilieri, să vedem ce se poate face. Singurul lucru care rămâne de discutat este să vedem dacă filialele noastre și consilierii locali de acolo sau primarii sunt de acord cu asta. Dar da. Și dacă nu sunt de acord? Vom discuta cu ei, dar USR Plus este cel partid care nu vine și bagă pumnul în gură unei filiale, este cel partid care lasă autonomia filialei. Vom discuta fiecare OAT în parte, vom discuta OAT-ul cu filialele noastre și vom discuta la fel inclusiv cu cei de la PNL. Dar da, în clipa de față discutăm despre tot județul și vom discuta tot județul punctual, vom lua toate OAT-urile din județul unde avem și vedem. Domnule Moș, la Consiliul Județean ca vicepreședinte, care este zona pe care vreți să o conduceți din toate domeniile de activitate? Eu mi-aș dori, pentru că îmi doresc să fac asta pentru județul Timiș, să mă duc pe partea de fonduri europene, să facem această structură de fonduri europene. Dar, v-am spus, tot... Exclusiv? Numai atât? Nu vă interesează să luați asfaltările? Acolo sunt bani. Acolo e bătaia. Toată lumea își dorește zona asta, nu? Că doar nu o să vreți socialul. USR Plus își dorește să facă bine prin pozițiile pe care le vei avea. Da, discutăm și despre asfaltări. Discutăm, toate sunt pe masă. Nu am discutat nimic pe tema aceasta. Am avut doar telefoane cu Alin Nica și va urma să ne întâlnim. Va urma să avem două comisii care se vor întâlni și să discutăm toate aspectele. Timișoara, Timișul și județul. Dar USR Plus nu merge pentru un domeniu pentru că sunt bani acolo, USR Plus merge pentru un domeniu pentru că vrea să facă performanță acolo și crede că va face performanță pentru Timiș. Sunteți dezamăgit că ați pierdut Consiliul Județean? Nu sunt dezamăgit. A fost o luptă grea. USR Plus în 4 ani de zile a reușit să se bată cu PSD-ul, a reușit să lupte cot la cot cu PNL-ul, un partid care s-a înființat acum 4 ani de zile. 4 ani de zile noi am fost în județ și am înființat filiale. Deci nu acum 4 ani de zile am avut 86 de filiale și am început să construim campania pentru locale. Vorbim de 4 ani de zile în care am început cu o filială în Timișoara, cu o filială cu 29 de membri, o filială care a tras pe bănci să bage 2 parlamentari, am reușit asta și fiecare etapă am luat-o pas cu pas, am ajuns să avem filiale în județ. Da, nu ne-am putut compara în această luptă, în clipa de față acum, cu structurile vechilor partide. Da, asta așa este. Dar am reușit, pentru noi este o victorie. Pentru noi, pentru timișeni, pentru timișoreni este o victorie. Nu știu care dintre partidele vechi au reușit în 4 ani de zile să creeze cât am creat noi. Și acum, da, acum vom demonstra administrația locală și să vedem dacă celelalte partide pot să facă sau au făcut ceea ce vom face noi în viitor. Nu știți că la Consiliul Județean va depinde și de ce vă lasă Alinica să faceți până la urmă. Într-un fel sau altul, președintele este cel care împarte atribuțiile și de obicei, cel puțin în foarte mulți ani până acum,
vicepreședinții au fost tot timpul în umbra președintelui Consiliului Județean? Eu îmi doresc în Consiliul Județean să existe o colaborare care se ridice județul. Nu îmi doresc ca cineva, când ajungem în Consiliul Județean, să existe acea luptă politică în care se atacă doar și fiecare punctează. Cineva va trebui să ia smântâna de imagini publice și a rezultatelor. Și mai mult, și de obicei președintele face asta. Și mai mult, USR Plus are consilieri județeni acum acolo și acei consilieri județeni vor vota pe proiecte. Cum am spus, ca și consilierii, exact ca și consilierii locali, vor vota pe proiecte. Nu înseamnă că vor merge consilierii locali sau județeni USR Plus, nu vor fi acei oameni care votează cum li se dictează de către linia partidului, indiferent de în ce direcție. Adică spuneți că ar putea exista proiecte pe care le înaintează plenului Alinica și USR Plus să nu le voteze? Dacă nu sunt în folosul cetățenilor și păi noi... toate sunt în folosul cetățenilor, că așa spun politicieni. Nu. Eu n-am auzit proiect... Și cel mai controversat proiect care au fost prezentat și au fost destule și în Consiliul Local Timișoara și în Consiliul Județean, toate erau prezentate ca un mare ajutor pentru comunitate. Vom analiza proiect cu proiect. Mai mult, cred că și Alin Nica și PNL-ul, în momentul în care vor veni cu un proiect, vor veni să discute cu noi înainte să iasă cu un proiect de sub masă, să-l pun, acesta este proiectul, pentru că eu așa consider că e onest. Și să putem aduce aport și noi la un anumit proiect. Eu sincer sper ca PNL-ul să se schimbe. Dacă nu se schimbă, USR Plus va rămâne acolo și va lupta pentru proiectele respective. Și USR Plus sunt conștient că este acel partid care va crește în următoarea perioadă mult în Timiș și în țară. Dar vom merge pe proiecte, vom vota pe proiecte, indiferent din partea cărui partid vine proiectul respectiv, dacă este un proiect care aduce beneficii județului în Consiliul Județean. Și același lucru se va întâmpla și în Consiliul Local. Bun. Discutați în campania electorală și spuneați că unul dintre proiectele pe care vi le doreați era acel hub pentru industria medicală. Da. Va intra și acest proiect în negocieri și în discuțiile de, hai să spunem, strategie a Consiliului Județean pentru următorii 4 ani? Da, da. Deci vom discuta inclusiv cu strategia, cu ceea ce am venit cu programul, cu programul nostru, vom discuta împreună cu cei de la PNL și vom încerca să fim acolo și da, acesta este un proiect pe care eu mi-l doresc să se implementeze, un proiect care va ridica Timișul. Bun, care sunt proiectele prioritare la CNA? Adică ajungi în primărie, majoritate, dacă sunt 2-3 prime proiecte pe care ți-ai propus să le implementezi? Pentru început, și cred că cel mai corect lucru pe care trebuie să-l facem este să observăm proiectele în derulare, să urmărim evoluția lor. Nu putem să, în primele luni, ca să spun așa, să ne hazardăm la niște, sau să promit eu acum că vom face niște lucruri și să ne trezim că mai avem de muncit la niște proiecte care au început cândva, nu s-au arătat, nu s-au materializat până în prezent, dar poate sunt pe punctul de materializare. Dacă ar fi, la noi sunt probleme mari cu căminul cultural, de pildă, este clădirea în picioare, dar nu cred că a fost nimeni vreodată înăuntru, pentru că exteriorul este finalizat, interiorul acolo mai este nevoie de multă muncă. Ne vom îndrepta, cum am spus și la început, vrem să privim fiecare domeniu și să simțim lipsurile, să împăcăm fiecare lucru să meargă în mod egal. Cred că e cea mai bună variantă. Primarii Plus vor avea suportul de plin al europarlamentarilor, al parlamentarilor și cumva venim, chiar ieri m-a sunat Vlad Botoș, colegul meu, europarlamentar USR Plus, vecinul din Arad, am vorbit și cu Dacian, ei își doresc să ne așezăm în funcții și să începem să lucrăm, ei ne-au spus. Vreau să-l văd pe Vlad Botoș, că nu uit campania de europarlamentare când era la sala Olimpia, dacă nu mă înșel, a fost acea mare întâlnire electorală, când promitea că se va bate și pentru Timiș și că va lupta pentru proiectele pe fonduri europene și pentru Timiș. Vreau să văd, pentru că mai puțin se vin
europarlamentarele și cred că singura șansă va fi să vină cu chestiuni concrete, inclusiv Vlad Botoș, care inclusiv, e cumva... Inclusiv Vlad Botoș a fost în campanie aici, am fost și în Cenada am fost și toți candidații noștri la primărie și consilierii locali au primit materiale despre fonduri europene, cum se atrag și inclusiv pe exercițiul bugetar viitor. Și da, sunt aici, dar nu este doar Vlad Botoș, este Cristi Ghinea, sunt toți cei 8 europarlamentari, unul dintre ei pleacă la primărie și probabil va veni următorul, dar toți cei 8 europarlamentari USR Plus știu că trebuie să performăm atât la nivel local cât cum fac și ei la nivel județean, la nivel european. Bun, până una alta, până la performa, vine una o bătălie electorală. Da. Parlamentarele bat la ușă, în 2 săptămâni începe precampania. Da. Și întrebarea mea este, cine intră în luptă la Timiș? Chiar astăzi am votat programul de USR Plus. Își face alegerile democratic intern. Nu va veni nimeni, adică nu va veni Moș niciodată să pună cu mâna pe listă X, Y, Z în parlamentar, cum am auzit că la alte partide se face așa sau se face așa. Primele 3 locuri sau 2 sunt date de președinte, următoare. Nu, USR Plus, în USR Plus există o competiție, se deschide acea competiție, orice membru din USR Plus se poate înscrie să candideze ca și parlamentar, va fi votat de către delegații conferințe județene, vor avea o perioadă de campanie și în funcție de ce iese în acel vot, vor fi parlamentarii, candidații noștri la parlamentari. Actualii parlamentari și-au anunțat intenția de a intra în luptă? Da, da. Deci Cătălin Drulă și Nicu Fălcol vor intra în luptă. Asta știu. Bun. Că mi-am spus. Sunt alți doritori? Și printre consilierii locali? N-am discutat încă cu colegii. Azi am votat doar în biroul județean. Chiar înainte am votat calendarul. Dar ce ați mai votat astăzi în biroul permanent? Chestiuni care sunt de interes public, zic, nu chestiuni de... Ați mai votat, nu știu, alianțe? Am votat doar comisia care va merge să discute cu cei de la PNL. O conduceți? Da. Și cine e adjunctul? Suntem o echipă, nu există adjunct sau cineva conduce. Eu cu Dominic vom conduce comisia. Deci împreună cu Dominic. Da. Bun. Dominic Fritz, la ora actuală, în partid, nu are nicio funcție. Este un simplu membru de partid, dar cu greutate. Și vă întreb dacă îi dați și o funcție politică în USR. Din nou, în USR Plus nu dă nimeni funcții. Nu știu, trebuie găsiți să candide... acolo ceva. Trebuie o să funcție. Vom avea alegeri după când parlamentare, aveți? Se termină mandatele actualei conduceri USR. Va veni fuziunea după parlamentare, vor exista alegerile interne al partidului fuzionat, vor exista alegeri interne la nivel național. Dominic, știu sigur că scopul principal și dorința sa este să conducă și să facă treabă la Timișoara, dacă el își dorește să... O, să aibă și o funcție politică, ar putea dacă cu filiala la Timișoara? Deci dacă își dorește, n-am discutat niciodată acest subiect cu el, dar dacă își dorește, este primarul al ales, are o funcție, în intern este ca și orice alt membru care candidează, ca și mine și eu voi fi un membru simplu care candidez dacă vreau să candidez intern, la fel și la nivel național, da, sunt membru în biroul național în clipa de față, dacă voi dori să candidez, voi fi membru normal care va candida. Exact ca și există acea egalitate în USR, unde fiecare membru poate să candideze unde își dorește, nu-l va pune nimeni cu mâna, va fi campanie internă, în funcțiile interne, cum se întâmplă și cu funcțiile externe. La CNAS sunteți președintele filialei? Nu sunt președintele filialei. Și vă doriți să preluați filiala sau primăria e de bază? E interesant, de obicei cei care ajung în funcții administrative doresc să aibă și puterea politică. Cel puțin cam așa era cutuma până acum, de asta întreb. Ideea e că USR Plus este format ca o echipă. USR Plus este format ca și o echipă și... Întrebam pe Andrei. Nu am luat în calcul lucrul ăsta. Eu, sincer, acum, la vârsta pe care o am, am început să, dacă mă credeți, până în ziua alegerilor, hai să începem altfel. Fiecare facultate pe care am terminat-o, studiile pe care le-am finalizat, au, ca să zic așa, au fost un plus la... etapa de maturizare.
fiecare lucru ce a fost adăugat m-a maturizat tot mai mult. Odată ce am aflat că am câștigat și am avut un rezultat foarte bun, primul lucru pe care l-am gândit în acel moment a fost să nu dezamăgesc, să am curajul să-i privesc pe oameni, pe stradă, în primărie, în ochi, și prea puțin m-a interesat funcția de președinte. Vă spun sincer, eu vreau să mă apuc de treabă. Da, poate asta e șansa pentru comunele din România să aibă oameni care acolo în comunitățile lor să facă lucruri bune și astfel strop cu strop să se transforme România și să nu mai existe aceste diferențe uriașe între rural și urban. Și ce să vezi, asta este și rolul Consiliului Județean în mare parte. V-aș întreba un lucru, domnule Moș. Una dintre chestiunile extrem de importante despre care se discută de cel puțin 10 ani, dar nu se întâmplă nimic, este regionalizarea. Regionalizarea presupune și dispariția unor comune, unificarea lor, pentru că se vede că sunt nenumărate comune care nu reușesc să-și acopere măcar costurile de funcționare. Care ar fi soluția? Punctul meu de mai ales că vin parlamentarele, vom avea un nou parlament și se discută de foarte mult lucru. Punctul meu de vedere despre regionalizare, l-am spus deja în live-uri, în discuții, eu sunt inclusiv pentru regionalizarea zonelor țării, să zic așa. Pe comune, da, cred că cei care pot să decidă și trebuie să decidă asta sunt cetățenii acelei comune. Dacă într-o comună cetățenii își doresc să se unifice cu alte comune și să devină o putere mai mare, este decizia lor. Da, dar nu putem să lăsăm totul la mâna comunităților. Nu lăsăm la mâna comunităților. Pentru că atâta timp cât primăria respectivă nu se poate întreține, nu poate să-și asigure costurile de funcționare a primăriei, este ciudat să-i lăsăm și să plătim din impozitele noastre ale tuturor secretar, contabil și așa mai departe la o primărie care nu e în stare să-și acopere costurile de funcționare cu banii adunați din comunitate. Bun, dar nu este problema comunității. Problema comunității este doar că are niște aleși locali care nu se descurcă să-și facă treaba într-o primărie. Este ca și într-o firmă. Dacă firma respectivă... Dar e normal să ai la 2000 de oameni are manager... să ai o primărie ca și la 10.000? Nu, ca și mărime nu. Păi, despre asta era discuția. Deci ca și mărime nu, aia e clar. E clar că au mărit nu știu câte posturi la o primărie mică, pentru că acolo s-au făcut exact ce împotriva ce luptăm noi. Pile, cunoștințe, relații și să aduci doar oameni ca să le ții un local de acolo. Nu, e clar acest lucru. Dar acei cetățeni, dacă ei își doresc să rămână, să rămână singuri în acea comună și să nu se unifice cu altcineva, este decizia lor. Da, dacă au o administrație care nu performează, care nu reușește să-și plătească dările, nu reușește să funcționeze, nu să-și plătească ceva din veniturile pe care ei le au de acolo, atunci e problema administrației. Aceea trebuie schimbată. Domnule Moș, vreau să rămânem cam... Ați trecut așa elegant peste chestiunile de negocieri cu PNL-ul și foarte rapid. Și v-aș întreba dacă... Alinica spunea în interviul de ieri că din partea PNL va exista flexibilitate și așteaptă aceeași flexibilitate și din partea partenerilor, adică din partea dumneavoastră, a celor de la USR Plus. Cât de flexibil veți fi în negocieri și care va fi punctul de... Veți merge până la punctul de rupere? A ce? A negocierilor, adică flexibilitatea, știți că ai un punct când acea flexibilitate dusă la extrem duce la rupere, nu mai e flexibilitate. Noi vom merge la discuții ca și niște parteneri, să zic așa, cu PNL-ul. Chiar dacă PNL a câștigat județul, la nivel de județ, USR Plus a câștigat Timișoara, la un scor zdrobitor. Avem primării și noi, deși nu avem așa de multe primării cum au celelalte partide, pentru că n-am avut structurile respective, vom negocia acolo, împreună. Suntem...
Să ieșim din filmul că USR Plus va merge la negocieri cu capul plecat sau va merge la negocieri că suntem partidul mai mic. Nu! Suntem acel partid care a câștigat în județul Timiș. De ce? Pentru că în 4 ani de zile am reușit să câștigăm Timișoara. Am reușit să câștigăm reședința de județ la un scor distrugător. Da, pe județ mai avem de lucru, pentru că n-am avut timp suficient să creștem și da, vom merge la negocieri, dar negocierile nu vor fi... Aia îmi doresc să se înțeleagă. USR Plus nu va merge acolo să negocieze funcțiile pentru noi, pentru USR Plus. USR Plus merge în negocieri să vadă cum poate să aducă mai mult bine înspre comunități și să facă proiecte spre comunități. Da, dacă avem competențe pe anumite domenii, USR Plus va cere acele domenii, pentru că își dorește acest lucru și avem oameni în spate care cunosc acele domenii, chiar dacă nu din administrație, dar le cunosc din mediul privat. Și de aceea USR Plus va merge și va negocia acolo, nu pentru noi, pentru funcții, ci va negocia special pentru binele cetățenilor și pentru să încercăm să facem bine, pentru că dacă noi nu reușim să facem treabă și acea speranță care există pentru USR Plus că vom schimba lucrurile, atunci USR Plus, din punctul meu de vedere, nu va mai exista. Adică nu vrem. USR Plus este aici pe termen lung. USR Plus este aici să crească, USR Plus este aici să demonstreze. Știți că adversarii noastre politici sau hateri, ca să folosim un termen la mod în Timișoara, până mai ieri, spun că nu veți face nimic și veți avea soarta PNTCD-ului. Asta vom vedea. La fel cum adversarii noștri politici sau haterii au spus în 2016 că nu vom avea parlamentari, au spus la fără penali că nu vom strânge 500.000 de semnături, a strâns 1.000.000, au spus la europarlamentare că nu vom câștiga un procent bun în Timiș și Timișoara, au spus inclusiv până în 27 septembrie că nu vom câștiga Timișoara. Până acum am demonstrat că am putut. Haideți să vedem ce facem în administrație și să ne zică după aceea dacă putem sau. Da, mă gândesc acum, domnule Moș, ca unul care tot amintează de campania fără penal și știu că ați fost foarte implicat în strângerea de semnături, cum o să vă înțelegeți cu fostul pușcăriaș de la PNL, colegul dumneavoastră de alianță? Eu voi fi atât de curios să văd principiile pentru care ați luptat implementate în administrația locală într-o astfel de comuniune. Eu sper ca Linica, domnul Linica și PNL-ul să-și dea seama unde a greșit și să facă curățenie în punctele în care s-au făcut greșeli. Și dacă nu vor face? Dacă nu vom face, vom colabora cu... Nu vor face, că dumneavoastră nu aveți ce să faceți acolo. Nu, nu avem ce să faceți. Dacă nu vor face, aia zic, dacă nu vor face, vom colabora pe proiecte, dar vom colabora în așa fel încât treaba noastră este să implementăm acel proiect. Este treaba PNL-ului dacă nu-și face curățenie și cred că cetățenii vor vedea acest lucru. Și, primul vot va fi urma parlamentarele. Nu știu ce se va întâmpla dacă PNL-ul nu învață acum să-și curețe... Bun, asta ar presupune... Când veți refuza să faceți o alianță, o majoritate la Consiliul Județean, de exemplu, că spuneați vom sprijini doar proiecte punctuale, așa am înțeles. Și asta înseamnă că nu vă asumați să faceți o alianță oficială, ca să spun așa. Ne vom asuma să facem dacă în interiorul USR Plus decidem că doar așa, dacă în interiorul USR Plus decidem că așa vom face, vom putea să ne ducem proiectele, să ne facem treaba în administrația locală mai bine decât dacă am stat în opoziție, ne vom asuma acest lucru. Dar vă veți asuma să fiți coleg de alianță, cum fost pușcăriaș. Vom lucra pe proiecte, dar eu, repet, sper ca PNL-ul să înțeleagă votul cetățenilor, să înțeleagă greșeala pe care a făcut-o de atâta timp și noi am spus din perioada campaniei acest lucru, dacă nu, oricum urmează alegerile parlamentare. Indiferent de rezultatul de la parlamentare, majoritatea din Consiliul Județean rămâne aceeași, nu se schimbă nimic, Consiliul Județean nu poate fi dizolvat decât în niște situații extreme și atunci, cu da sau nu, dacă PNL nu își face curat în propria ogradă, așa cum vă doriți, conform standardelor de etică pe care le clamați, cei de la USR Plus, veți face o alianță cu PNL?
USR Plus, aia, repet, USR Plus... Da sau nu? Știu că vreți da sau nu. Și nu încerc să ocolez răspunsul, dar încerc să subliniez. USR Plus va merge acolo, în Consiliul Județean, și va încerca să schimbe modul în care se face politică și inclusiv proiectele pentru cetățeni. Dacă noi, în interiorul USR Plus, vom lua decizia că este mai bine să nu mergem în alianță cu colegii de la PNL care nu s-au curățat de anumiți oameni, și așa vom putea face mai bine stând în opoziție pentru cetățeni, vom decide așa. Dacă noi, USR Plus, decidem în interiorul alianței că putem face mai multe dacă mergem în alianță cu PNL, chiar dacă au acești oameni, dar sincer nu cred că vom colabora cu acel om. Ăsta e punctul meu de vedere, știind toți colegii mei USR Plus, vom colabora cu cei care pot să lucreze pe proiecte, atunci vom vedea. Bine, atunci ce vă asumați și... penalii de la... Nu ne asumăm penalii, pentru că nu sunt... Noi ne asumăm... Veți fi în alianță, adică veți fi colegi de alianță. Acum că unul e că nu vorbiți cu el sau nu-l băgați în seama, asta nu înseamnă că nu va fi partea majorității. Nu va fi alianță electorală, nu va fi... Va fi o discuție. Nu ne asumăm. Mergem în direcția... Ceea ce am promovat, respectăm în continuare. În USR Plus nu vom accepta acești oameni. Mergem mai departe cu linia noastră. Cu fără penale în funcții publice, cu fără pensii speciale. Am avut, de exemplu, la București, USR Plus a votat guvernul Orban și am avut niște cerințe să se implementeze. Am ajuns acolo. Bun, mai avem câteva minute și vreau să smulg de la cel mai tânăr primar două lucruri. Unul ar fi legat de cei 4 ani. Când veți termina mandatul, veți avea 29 de ani. V-ați gândit, după ce ați câștigat, să faceți lucruri și peste 4 ani să continuați? Sau este doar un experiment, să spun, această candidatură? Implicarea mea în administrație nu este un experiment și niciodată nu va fi. Atâta, eu îmi doresc să rămân în comuna mea, în comuna Cenad, și voi face tot posibilul ca fiecare cenăzian, cum ați spus dumneavoastră, după acești 4 ani, să spună, uite că s-a putut. Asta este scopul meu. Bun. Și am și o curiozitate așa personală. Andrei Tița, când nu face politică, când nu candidează, când nu câștigă alegeri, ce face? Andrei Tița... Ce hobby-uri are? Poftim? Ce hobby-uri are, în afară de politică? Agricultura, în momentul de față, ca să spun așa, am lucrat în achiziții publice ca inspector. Îmi ajut familia în micile afaceri. Cred că sunt un om, simplu, cinstit și cu mult curaj. Și când o să vină băieții ăștia de la firmele obișnuite cu contracte publice și să vă întrebe, domn primar, cât? 10% ca înainte? Nu, 20%. Nu, eu vreau să fie transparență. Nu e cum vreți, cum se întâmplă? Nu. Vreau, vom primi pe fiecare în birou, va avea timp suficient să-și prezinte oferta. Păi nu, dar vin după aia, că nu vin la birou. Vă caută pe la printr-un prieten, pe la vreo cârciumă, printr-un temir ce verișor de ruda, de spița a patra. Nu, astea sunt niște chestiuni la care noi nu vom pune, ca să zic așa, botul. Corect. Asta e expresia. A pune sau nu pune botul la banul public? Aveam o doamnă în campanie, chiar în Timișoara, și ne explica nouă că în momentul în care ajungem acolo, când băgăm mâna în borcanul cu miere, să nu băgăm toată mâna, să băgăm un deget. Am încercat să o conving pe doamna aia, cred că... vreo 20 de minute să explică, nu o să băgăm niciun deget. Noi, USR Plus, nu o să băgăm niciun deget. Ea era convinsă că și noi când vom ajunge, și chiar pe doamna aceea vreau să-i demonstrez că nu vom băga niciun deget. Bun, și dacă cineva din echipă va băga un deget? Îl vom exclude și vom retrage sprijinul. Este exact ce am făcut în campanie. USR Plus și asumă și acum, după ce a câștigat consilieri locali, primării, că în momentul în care un membru USR Plus face altceva decât coloana vertebrală pe care noi am crescut și vrem să continuăm, îl vom exclude, vom retrage sprijinul. Este punctul nostru de vedere și nu ne ferim să zicem asta. Și o să o zic, și
Și o să vedeți acțiune. Dacă presa scoate ceva la suprafață pe care noi nu vedem, vom face acest lucru. Sunteți convins da. Că dacă vor fi, le vom găsi sau le vom afla căci... În ultimii ani, cred că am demonstrat cel puțin noi la Presa Alert că mai știm să găsim lucruri și mai mult, aflăm. Mai mult ne dorim, dacă noi nu vedem, dar vom fi atenți la aleșii noștri locali, dar ne dorim în moment chiar presa să ne ajute să afle aceste lucruri. Bine, o să ajungem, domnule Moș, să vedem când vor fi acele momente. Dacă veți acționa sau veți spune precum alții grupurile de interese, nu vă spun. PSD-iștii din presă sau temirce, tonomate. Nu vom spune, dar vom vedea dacă se va întâmpla așa ceva. Eu sincer cred că nu se va întâmpla, dar dacă se va întâmpla, vom trece la acțiune. Nu vom fi acel partid care își apără membrii doar pentru interesele de partid. Bun, e o promisiune pe care ați mai făcut-o. Da, și de-aia o țin. O ținem, nu e promisiunea mea, e promisiunea USR Plus, e promisiunea oamenilor. Dar politica înseamnă și compromisuri, domnule. Sunt de acord cu compromisuri, dar nu cu aceste compromisuri. Noi am intrat în politică să schimbăm modul în care se face politică. Cu care compromisuri sunteți de acord? Nu știu să zic acum. În funcție de... Situația. Nu vorbesc de compromisurile care țin de principii. Nu vorbesc de compromisurile care țin să furi, să înșeli oamenii, să folosești banii oamenilor în interese proprii. Nu vorbesc de compromisuri în care să pui un om care nu este competent pe o poziție unde ar trebui să ai un om competent. De aceea am intrat în politică toți din USR Plus, ca să schimbăm acest mod de a face politică. Și de aceea suntem aici, de aceea ne-au ales și și-au pus speranța atâți oameni noi în Timiș, în Timișoara, în Cenad. Și vom rămâne așa. Bun, vom vedea ce va fi, pentru că lucrurile se mișcă cu o viteză amețitoare. Se întâmplă lucruri și știți că 4 ani trec foarte repede. Da. Și vor fi 4 ani în care va trebui să dovediți foarte multe. Spuneați, mi-aduc aminte, înainte de alegeri, că aveați mulți colegi care se lăudau cât de puternici sunt, cât de bine sunt ei și ce rezultate vor obține. Dincolo de rezultatele bune pe care le-ați obținut, vor fi filiale unde veți schimba conducerile? Nu eu, Cristi Moș, nu biroul județean este cel care schimbă conducerea unei filiale. Bun, da, puteți să o dizolvați. Membrii acelei filiale vor decide dacă își doresc să schimbe sau nu conducerea. Păi cum? Și dacă ei spun că nu schimbă conducerea în condițiile în care au rezultate slabe, filiala județeană nu are nimic de spus? Filiala județeană le va arăta, chiar intrăm în analiză pe rezultate, dar v-am spus, lupta a fost grea, având în vedere că celelalte partide au structuri mult mai puternice. Da, sunt colegi care au luptat acolo, avem primării care le-am pierdut la 16-40, avem multe primării care le-am pierdut așa. Nu o să judec de ce le-am pierdut așa, pentru că, da, au fost unele suspiciuni că au apărut brusc o urnă mobilă care a adus 40 de semnături într-o direcție, doar într-o singură direcție, și atunci s-a schimbat tot complet rezultatul. Dar nu o să judecăm așa. Acei oameni care au avut rezultate sunt consilieri locale acum și vor lupta în Consiliul Local la fel cum ar fi luptat și de la primărie și vor schimba mod. Și în 4 ani de zile, povestim în 4 ani de zile. Chiar îmi doresc să se apropie acei 4 ani de zile. Da, știu că avem de muncă, dar vorbim după 4 ani de zile despre alegerile locale din Timiș. Bun, domnule Tiță, că tot am ajuns la final, au trecut cele 50 de minute așa și câte întrebări mai aveam. Sper să ne revedem la Presa Alert Live peste 6 luni, un an de zile, să-mi spuneți ce ați făcut concret, căci n-o să uit ce spuneați amândoi aici în emisiune. Și acum, la final, v-aș întreba care a fost primul telefon de la cine l-ați prins sau prima reacție când ați aflat că ați învins? Pentru mine a fost un moment frumos, vă spun sincer. Echipa noastră se afla, filiala Cenad mă refer, era în fața secției de votare. Eu am participat într-una dintre secții de votare la numărătoare. Nu știam încă
ce voturi sunt în cealaltă, așteptam, iar apoi am fost, am ieșit afară unde mi-am întâmpinat prieteni, am fost sunat, echipa USR de la județ. Sincer, a fost un moment puțin neplăcut că am rămas fără baterie și multă lume a încercat să mă sune. Și uite, arogantul ăsta a ajuns primar, deja ne închide telefonul. Mie îmi pare foarte rău că s-a întâmplat așa, dar a fost o zi tensionată, nu am reușit nici să mănânc în ziua respectivă, pentru că am spus că nu plec de acolo până nu se află rezultatele. Domnule Moș, negocierile încep când cu PNL? Probabil săptămâna asta, săptămâna viitoare, în funcție de... Aveți un termen limită pentru finalizarea lor? V-a stabilit? Nu, n-am discutat doar telefonic cu Alin, am discutat telefonic... Cu altcineva cu Nicolae Robu n-ați discutat? Nu. De fapt și-a dat demisia, am uitat că e simplu pentru el. Bine, era o glumă. Cum ar fi să negocieze Dominic Fritz cu Nicolae Robu? E, asta cred că ar fi fost interesant... Dar cum sunt în lung paralele, ca să-l citesc pe fostul primar de tristă amintire a Timișoarei, nu cred că ar fi avut... Lumea paralelă, lumea asta, oamenii, cei care ne-au votat, este cumva spre USR Plus. Da, păi i-a trimis. Da. I-a trimis Nicolae Robu la USR Plus, da. Și ați văzut timișorenii cum își ascultă primarul, s-au dus la USR Plus. Asta nu înseamnă că oamenii nu au așteptări mai mari decât de la Nicolae Robu, atât de la echipa USR Plus, cât și de la Dominic Fritz. Eu îmi doresc ca oamenii să aibă mult mai multe așteptări decât aveau de la Nicolae Robu. Îmi doresc ca oamenii să aibă aceste așteptări și noi să le îndeplinim. Îmi doresc ca să rămânem alături de ei și să nu rupem niciodată legătura între primar și cetățeni, să nu rupem legătura între consilier local și cetățeni, să nu rupem legătura între noi care am devenit politicieni de cetățeni, pentru că de acolo am plecat, de acolo am crescut și vrem să rămânem acolo. Nu vrem să, v-am spus, cum am început emisiunea, nu vrem să rămânem niște politicieni care ne închidem în birouri. Vrem să rămânem niște politicieni care suntem aproape de oameni și rezolvăm problemele oamenilor. Că de-aia am intrat în politică. Bine, vă mulțumesc, domnilor, să vedem rezultatele. Până atunci, pregătiți-vă de următoarea bătălie politică, căci... Suntem pregătiți. Bine, să vedem mai încolo. Doamnelor și domnilor, ne revedem mâine aici la Press Alert Live. Până atunci, urmăriți pe presalert.ro să aflați ce lucruri trăznite mai spun învinșii și învingătorii, căci e o perioadă plină de surprize. Până mâine seară, vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră. Sfâșie. O seară nebănuită.